Cu ocazia celor 761 de ani de atestare documentară, Șmleul Silvaniei este în sărbătoare. În aglomerarea de manifestări, mi-a tras atenția expoziția Tinere Talente din holul mic și neîncăpător al Casei Orășenești de Cultură. Densitatea exponatelor a concurat cu numărul celor prezenți. S-au înmânat diplome de participare la peste 100 de copii. Tot atâtea compoziții transmiteau gânduri și emoții atât din partea micilor creatori, cât și din partea privitorului. Emoțiile părinților, bunicilor și copiilor se împleteau cu emoțiile dascălului lor, pictorul Dumitru Costălaș, care a reușit să canalizeze energii motivante de comunicare non-verbale a culorii. Pentru dumneavoastră, Diana Teru. În primul rând, în calitate de gazdă, dați-mi voie să vă spun, bine ați venit în acest lăcaș de cultură. În suita activităților și acțiunilor întreprinse pentru omagierea 761 de ani de atestare documentare a străvechiului nostru oraș, se înscrie și vernisarea acestei expoziții, pe care am numit-o Lumină și Umbre în ochi de copii, alții tinere talente, incontestabil, nu denumirea este edificatoare, ci faptul că astăzi și aici asistăm la un generos și extraordinar act de cultură. Nu am folosit cuvinte mari, ele și-au acoperirea materială, estetică și faptică în ceea ce dumneavoastră vedeți pe acești pereți. Întotdeauna, ca om de cultură, mi-a plăcut să compar apariția unei cărți sau terminarea în rămare a unei picturi și vreau să cred că nu am greșit cu sublimul și dumnezeiescul act al nașterii unui copil. În carte, în pictură, se investește dragoste, este rodul iubirii unui individ, iubire de pictura cu slove sau cu penel, culoare, lumini sau umbre. Fiecare părinte își așteaptă cu nerăbdare apariția pe această lume atât de controversată a unui copil. Fiecare om care cochetează cu neliniștile creatoare, care simte frumosul și noblețea sufletului său, se simte dator să-l împartă cu alții, este un nabab sentimental, un generos și un suflet de o noblețe apartă. Cei care azi cântă irisul cu această explozie de lumină și culoare, până mai ieri erau niște copii comuni, fără veleități deosebite sau despre care nici noi nu știam. Grație tactului, strădanii, priceperii și a modului în care s-a știut a pleca asupra lor, a știut să-i facă să creadă în ei, să-i instige, să-i izbucnească și să iasă la suprafață priceperi și talente ascunse, deprinderi sau talente native și care așteptau doar clicul pentru a izbucni, îmi fac o datorie de suflet și bun simț în a mulțumi numele Centrului Cultural, al meu personal și sunt convins că și al dumneavoastră, maestrului Dumitru Costălaș. Dânsul, domnia sa, a fost și este omul cu o mare, care din acești străluciți anonim, marea majoritate, care nu a avut nici măcar o întâlnire cu arta plastică, iată, i-a dus la stadiul de mici artiști. Întotdeauna am considerat că pictura este o expresie a sufletului. Pictura este un ochi interior care redă pentru cei din lumea de afară trăiri, imagini, viziuni, la care nu orice muritor are acces. Iată că acești minunați copii demonstrează aici și acum că pictura este o poezie care în loc de cuvinte folosește culoarea. În pictură trăiești lumea înconjurătoare și o redai uneori mult mai schematic, alteori cosmetizată, așa cum sufletul tău o vede și o concepe. De altfel, celebrul Pablo Picasso spunea: pictura este doar un alt fel de a ține un jurnal. În pictură, după cum vedeți, viața este reprezentată așa cum este. Nu întâmplător, marele titan al picturii Rembrandt spunea: pictura este nepoata naturii, este înrudită cu Dumnezeu. Pictura, consider eu, este tăcerea minții, muzica ochiului, ochiul sufletului și glasul nerostit al eului fiecărui artist. De aceea, remarc cu deosebită bucurie faptul că acești copii, în urmă cu câteva luni, erau muți din punct de vedere artistic și iată azi, împreună cu mentorul, omul care le dirigează lumina din suflete și le canalizează energia, le dăruiește din experiența sa și harul cu care bunul Dumnezeu l-a îndestrat, și aici l-am numit pe maestru Dumitru Costălaș, ne-a oferit de zilele cetății un cadou deosebit, un regal de lumină și culoare. Această expoziție este începutul unei vaste activități
vreau să cred și chiar am convingerea că dintre cei care astăzi expun aici, peste ani vor fi nume care vor gravita pe galaxia valorilor artei plastice naționale și, de ce nu, universale. Nu am folosit cuvinte mari. Este un adevăr axiomatic că orașele mici au destine mari. Cimleului a fost hărăzit de atotputernic, un mare destin, iar istoria, după cum știți, a confirmat-o prin oamenii pe care urbea de la Polle Măgurii a dat spiritualității naționale și universale. De aceea cred cu tărie în marele său viitor, unde un loc de bază îl or avea și debutanții acestei expoziții. Să vă dea Dumnezeu inspirație, har, să conștientizați faptul că talentul fără muncă este sinuciderea personalității și risipa făcută de Domnul ca o investiție neproductivă. Felicitări tuturor celor care expun, mulțumiri și felicitări pentru răbdare, tact pedagogic și sufletul pus în această acțiune de artistul plastic Dumitru Costelaș. Vă mulțumesc pentru atenție și îl rog pe primul edil al Urbei, cel care a sprijinit moral și mai ales material înființarea acestui cerc pe lângă Centrul Cultural și care îi adresez în acest context și în acest cadru de asemenea deosebite și sincere mulțumiri, să ne adreseze câteva cuvinte. Domnule primar, da. Bună ziua, domnilor, domnișoarilor, domnilor, dragi artiști. În primul rând vreau să vă salut și să mă bucur pentru că, după cum observ, cred că în ochii fiecare dintre dumneavoastră există o mare, mare surprindere uitându-ne la aceste opere de art. Vom reabilita clădirea care este în fața dumneavoastră, care este foarte veche. Am început să-i facem acoperișul și vom încerca să mutăm partea de activitate acolo pentru că este un spațiu mai substanțial. Și sper că vom fi fiecare bucuroși cu fiecare întâlnire și vom admira frumoasele opere pe care copiii noștri ni le prezintă. Nu în ultimul rând, aș vrea să-i ofer domnului Costelaș Dumitru pentru diploma de merit, pentru tact, pricepere, dăruire, înstăpuirea tinerilor talente în arta picturii și organizarea primei expoziții a Cercului de Pictură Silvana Art, Tinere Talente. Felicitări! Bună ziua, domnule primar, domnilor director, maestre, dragi mici artiști, stimați părinți. Că trăim vremuri în care adevăratele valori ale spiritualității noastre își pierd din consistență în detrimentul altor valori pe care nu le putem numi valori, dar trebuie să ne obișnim cu ele. Dar în orașul Șimleu Silvaniei, după ce aseară a debutat un festival internațional de lor, iată astăzi maestrul Costelaș, împreună cu micii dumnealui artiști, ne fac deosebita surpriză de a vizualiza niște lucrări cu care n-am crezut că ne vom întâlni astăzi. Noi mereu am știut că este un cerc de inițiere și așa i-ați și spus la început când ați debutat cu această activitate, că este un cerc de inițiere în pictură. Dar văzând astăzi o sumedenie de lucrări de asemenea valoare, suntem tentați să credeți că ajuns să ne păcăduți. Cu siguranță, acești mici artiști au foarte mult talent, iar investiția părinților în ei și timpul dumneavoastră a meritat pentru ca să ajungem la asemenea expoziție. Spun că la Șimleul Silvaniei valorile au rămas valori pentru că nu sunt singurele evenimente culturale care se desfășoară aici. Și asta datorită unor oameni care pun foarte mult suflet în ceea ce fac. Și spun în primul rând că domnul primar este omul potrivit la locul potrivit și vreau să-l felicit pentru un nou mandat și să dea Dumnezeu sănătate să continue ceea ce a început. Pentru că știm că este omul care își apleacă simțirea înspre tot ceea ce înseamnă cultură și spiritualitate. Din punctul nostru de vedere, apreciem aceste lucruri. Evident că dânsul are multe, multe alte calități. Îl felicit pe domnul director al Centrului Cultural pentru că nu a lăsat standardul să coboare, chiar dacă intenționa la un moment dat și continuă să ne ofere
cu foarte multă încântare din experiența domniei sale. În ultimul rând vreau să-l felicit pe maestrul Costelaș, care iată a început o activitate care merită să fie lăudată și merită să fie sprijinită. Și mulțumim colegului Daniel Săuca de la Centrul de Cultură și Arte, care de asemenea sprijină astfel de mersul lăudat. Vă felicit pe toți și vă doresc mult succes. Micilor artiști, să ne întâlnim într-o expoziție la Zadău, dacă maestrul va binevoi să ne facă această bucurie. Vă doresc să aveți zilele orașului puțin mai răcoroase, să vă simțiți bine și să vă bucurați de ele. Mulțumim! Sălaș și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaș, o instituție care sprijină financiar de mai mulți ani activități aici, în orașul dumneavoastră. De exemplu, sprijinim financiar Festivalul Internațional de Folclor la Fântâna Dorului, la fel cum am sprijinit financiar și această expoziție pe care o vedeți astăzi aici. Sunt convins că asemenea demersuri, așa cum spuneam și în urmă cu un an, mi se pare, la deschiderea sau la inaugurarea acestui lucru, vor conduce la o mai bună colucrare între instituțiile de cultură din Zalău și din Șibleu Sulfat. Eu am încredere în pictorul Dumitru Costelaș de mai mulți ani, ne cunoaștem de mulți ani și iată că acum a venit momentul să-l putem sprijini la modul direct. Eu vă felicit pe toți și să aveți parte de zile ale orașului cât mai frumos. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi ca în primul rând să salut oficialitățile care sunt prezente aici, dragi părinți, stimate cadre didactice care sunteți prezente aici, vă mulțumesc pentru aportul dumneavoastră, vă mulțumesc tuturor pentru sprijin, vreau să mulțumesc personal domnului primar pentru sprijinul acordat în toată acțiunea aceasta, vreau să spun și să citesc Șimleul contează. Contează pentru fiecare dintre noi, de la mic la mare. Am avut încredere în edilul nostru, care este prezent aici, domnul Septimiu Țurcaș, când am început această acțiune. Am avut încredere în părinții care, la rândul dumnealor, au avut încredere în mine, lăsându-și copiii odrasele pe mâna mea. Nu știu dacă cuvintele mele își mai au rostul, pentru că antevorbitorii mei au cam spus totul. Eu vreau doar să cer sprijin în continuare ca tinerele talente care dumneavoastră le vedeți aici să lese strada, să lese barurile, jocurile electronice și să aleagă pașii spre frumos. În curând, aș vrea să mă laud și să laud cercul de pictură numit Silvan Art și cu alte acțiuni, atât pe plan județean, cât și pe plan național și, cum a spus antevorbitorii mei, pe plan internațional. Acest lucru nu-l pot face doar singur, îl pot face cu dumneavoastră. Deci împreună cu sprijinul dumneavoastră, al părinților, al oficialităților și, de ce nu, nu în ultimul rând, tinerele talente de care sunt mândru, care au pornit de la o vârstă, după cum vedeți, fragedă, de la clasa 1-a și chiar am elevi care au terminat liceul. Pașii se văd încet, mulți au început de a cunoaște culorile, de a cunoaște combinația de culori și iată munca lor. Eu sunt mândru de ce au realizat ei. Nu cred că mai găsesc cuvinte potrivite, nu cred că ar trebui să continuu. Dumneavoastră, publicul, sunteți cei care puteți să apreciați, puteți să criticați dacă munca mea și acestor copii a ajuns la nivelul la care vă așteptați dumneavoastră. Vă mulțumesc! Primăria și Centrul Cultural oferă fiecărui elev din cercul de pictură Silvan Art câte o diplomă de participare. Însă, dat fiind faptul că sunteți foarte mulți... Materială financiară de
a învățat de mic, deși mi-am dorit. Eu în loc să-mi cumpăr Eugenia și fiind cea mai ieftină pe vremea aceea, îmi cumpăram culori. Ei, acum fiecare știm ce este un calculator, fiecare a mai văzut lumea, fiecare a mai citit o carte. Ideea a fost, dacă Bunul Dumnezeu mi-a dat mie un car atât de mult de talent, eu nu sunt omul ăla care să ascund tehnica de lucru, să mor odată cu ea. Eu sunt omul care îi dau drumul, îi învăț pe ceilalți și am o satisfacție, cum să spun, interioară când văd că din mânuța fiecărui copil iese ceva deosebit. Nu știu dacă mă înțelegeți, cum fiecare să deschide o floare și o vede că începe să dea primii boboci, așa e pentru mine acest lucru. Și atenție, vă rog, acolo că sunt proaspete culorile. Bun. Aici suntem peste 100 de copii înscriși, au fost și mai mulți, mulți au abandonat că au văzut că li se cer. Și atunci când au dat un pic de greu, dar revin din nou, după o săptămână, două de pauză, revin și e clar că ei au rămas mai jos acolo, la stadiul acesta de tehnică, de a învăța, de... Dar este important că e voința și au lăsat, cum am mai spus, au lăsat strada, au lăsat jocurile ăla, cum le spune, electronice, pocănelele, na, că nu e prima asta, au lăsat și s-au îndreptat spre frumos. Este munca lor, aici nu este mâna mea, este doar ceea ce și vedeți și ați văzut în expoziție, este mânuța lor. Eu sunt în spatele lor pentru a-i îndruma, pentru a-i face să ajungă la o perfecțiune și bănuiesc că foarte mulți vor ajunge la perfecțiunea aceasta. Bine, numai Dumnezeu este perfect, dar eu vorbesc perfecțiunea care din copii are o mapă aici, să nu spun un dosar, dosar au alții. Mai fac câte o glumă. Are o mapă aici și nu mi-e rușine să spun, să arat părinților, da? De unde au pornit, de la stadiul de la care au pornit și unde sunt acum. Deci era desenul acela copilăresc și la cel care, în care implică tehnică de lucru, combinație de culoare, geometrie și așa mai departe. A descoperit un pictor adevărat sau care în următorii ani s-a putea și-a putea face din pictură o carieră? Nu, sunt mai mulți. Sunt mai mulți aici și sunt mândru de ei. Bine, toți sunt talentați, că altfel n-ar fi aici, ar fi la tot felul de jocuri, ar alege fotbalul, tenisul, sau știu eu ce. Deci toți sunt. Câți sunt aici, să știți, toți sunt talentați și dumneavoastră v-ați convins. Este prima lor expoziție? Da. Este prima lor expoziție și din câte am înțeles, nu știu, a mai existat în Șimleu Silvania așa ceva? Nu cred. Dacă dumneavoastră spuneți că nu, înseamnă că e o premieră atunci. În afară de taberele de creație, ca să o continui pe colega mea, v-ați gândit în ce mod veți promova bârcurile participare la expoziții sau la ce expoziții participați dumneavoastră ca să-i luați pe micuți de mână? Cele mai bune lucrări care consider eu și de ce nu și alte persoane de specialitate, le vom selecta din expoziție și nu numai din expoziție, chiar și din atelier, multe sunt în lucru. Vom participa, așa cum a spus și domnul primar, la o fază județeană, pe urmă la Cluj, Oradea și așa mai departe. Deci facem o întrecere culturală, un schimb de artă între copiii de la Șimleu Silvaniei și cei din alte zone. Sunt atâtea variante, dar mie nu-mi place prea mult să povestesc. Mi-mi place faptele și... Banzi, nu sunt un bun orator și am emoții de fiecare dată când sunt în fața camerelor de luat vederi, mai mult când reprezint copiii și chiar pe dumneavoastră pe părinți. Mulțumim tare mult, să aveți mult succes! Mulțumesc!